Emisiune susținută de Maurer Imobiliare. Bună seara, domnilor și domnilor! Este ora 21, începe ediție specială. Sunt Adrian Stoica, gazda dumneavoastră din această seară. Biblia spune, căsătoria este ținută în toată cinstea și patul să fie nerespectat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Evrei 13:4. Scriptura nu spune însă nicăieri ce este și ce nu este permis din punct de vedere sexual unui cuplu creștin căsătorit. Soții și soțiile sunt sfătuiți astfel, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bunăvoială pentru un timp. Corinteni 7:5. O să spun bună seara invitaților mei, bună seara Cătălina Manole, coach relațional. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara doctorului Daniel Duță. Bună seara, Daniel. Bună seara, Adrian, și mă bucur că suntem împreună. Și prin Zoom cu noi se află colegul nostru, teolog și realizator A7, Ionica Herglea. Bună seara, Ionica. Bună seara, vă salut. Ne-am strâns aici pentru a răspunde unei întrebări pe cât de simple, pe atât de controversate. Este sexul un păcat? Și aș vrea să privim întrebarea asta din două perspective. Pe de o parte să avem perspectiva teologică și slavă Domnului, avem alături de noi doi teologi. Pe de altă parte să privim această întrebare din punct de vedere medical, social, cultural. Să vedem ce înseamnă lipsa unei activități sexuale susținute. Dar o să încep cu întrebarea care pare foarte simplă. Este sexul un păcat? Ionica Herglea. Sexul în sine nu este un păcat, este o binecuvântare. Este un dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut încă de la creație. Asta este cât se poate de clar. Alte discuții pot să ia naștere despre cadrul în care el este reglementat de Scriptură, în care să se desfășoare. Dar asta este o altă discuție. De sexul să înțelegem că nu este un păcat. Absolut, da? Deloc. Sexul în sine. În ce condiții el devine un păcat? Dacă vorbim despre valorile Scripturii, atunci când este practicat în afara cadrului conjugal. Asta este reglementarea Scripturii. Reglementarea Scripturii. Deci asta înseamnă cumva, până la căsătorie, noi ar trebui să fim abstinenți din punct de vedere. Da? Da. Da. Se mai potrivește acest lucru zilelor noastre? Asta este o altă discuție. Însă vorbim despre cadrul lăsat de Dumnezeu. În ceea ce privește faptul că mai practicăm sau nu lucrul acesta, este adevărat că presiunea societății este foarte mare și accesul la sexualitate, la imagini pornografice, la conținut explicit este foarte, foarte, foarte frecvent și de aceea probabil și tentațiile sunt mai mari pentru a începe viața sexuală în afara cadrului căsătoriei. Nu aș fi mers atât de departe și nu aș vorbi neapărat de pornografie și de tentații, ci de acele situații în care cumva doi tineri ajung să se cunoască, ajung să dezvolte o relație care, conform Scripturii, ar trebui să rămână castă, da? Și ca practic sexul să se întâmple abia după căsnicie. Se ajung să se căsătorească, vine noaptea nunții și iată că este posibil să avem o problemă. Și este posibil ca să se întâmple niște lucruri neprevăzute sau potrivirea sexuală dintre cei doi să nu existe. Cumva
sexul știm cu toții că este un pilon destul de important al unei, al unei relații. Dacă acest pilon din start nu funcționează, se presupune că acea relație cumva este sortită eșecului, nu? Da, așa și atunci, este. Bine, și întreb, eu nu vreau să fac o mică paranteză, nu dau cu parul, eu doar întreb. Da. Nu este normal ca să testăm și lucrul ăsta înainte de căsătorie? Așa cum înainte de căsătorie trebuie să ne cunoaștem partenera foarte bine. Sunt acele întâlniri în care vrei să afli despre ea cât mai mult. Păi dacă aflăm cât mai multe, dar mai puțin partea asta sexuală, nu e ceva în neregulă aici? Acum ai deschis mai multe link-uri și mai multe subiecte de discuție, dar m-aș rezuma la ceea ce ai spus ultima dată. Știi care este paradoxul? Că faptul că tinerii explorează mai mult viața sexuală decât făceau în urmă cu 50 sau 100 de ani, nu duce spre o stabilitate și spre o longevitate a relației. Tocmai asta este paradoxul. Că se cunosc atât de bine încât atunci când ajung în relație sunt deja sătui și plictisiți. Asta este un aspect. Bineînțeles că există și teste medicale care se pot face înainte vis-a-vis de aspectele astea, că de asta ți se cere să faci analizele medicale. E adevărat că surprize pot să apară, însă, din punct de vedere biblic, o relație este validă în momentul în care are consumarea actului intim. Chestia asta cu cununia religioasă vine mai târziu, mult mai târziu. Dacă citiți Vechiul Testament, o să vedeți că în momentul în care un tânăr se culcă cu o tânără, da, un bărbat cu o femeie, în momentul ăla este ca și cum ar fi căsătoriți, din punct de vedere al lui Dumnezeu, pentru că ei sunt una. Deci actul sexual este cel care îi unește, în primul rând, înaintea cununiei religioase, pe care nu o să o găsiți nicăieri în Scriptură, este o chestiune reglementată cultural, care veni mult mai târziu. Nu o să găsiți niciun act de cununie săvârșit în Sfânta Scriptură. Da? Dumnezeu binecuvântează căsătoria, binecuvântează erosul prin creație, însă în momentul în care cei doi se unesc prin actul sexual, ei devin una și chiar spune Dumnezeu că bărbatul care se culcă cu femeia este dator să o ia de nevastă. Este... Sper să nu vă fi încurcat mai mult acum, am deschis și alte piste de discuție. Nu ne-ai încurcat deloc, însă devine foarte interesant și mă gândeam cum poate fi transpus ceea ce ai spus tu în viața de zi cu zi și în societatea actuală. Da. Cătălina. Eu nu sunt împotriva Bibliei sau Scripturii sau lucruri de genul ăsta, dar ce scrie în Vechiul Testament, Noul Testament și așa mai departe, ce zice Dumnezeu prin diverse căi. Dar ce aș adăuga un pic aici, din punctul meu de vedere, cred că lucrurile acestea cu sexul înainte de căsătorie nu este normal, este interzis chiar. Cred că se potrivea mai mult în timpurile vechi, pentru că soția, femeia, era dependentă financiar cumva de bărbat. Și în momentul în care apărea un copil în afara căsătoriei, cred că nu era ceva foarte indicat. Pentru că și la noi, acum 30 de ani, dacă făceai un copil în afara căsătoriei, erai foarte blamat atât tu ca femeie, cât și copilul era considerat din flori și era un păcat. Adică te nășteai, toți ne naștem un păcat, dar el, săracul, era așa. Și cred că pe undeva ideea asta de sex înainte de căsătorie era și pentru a nu transmite boli sexuale, pentru că atunci nu erau toate lucrurile pe care le avem noi astăzi la îndemână, era să nu se facă copii. Era pe undeva poate și o metodă de a motiva oamenii să intre în căsătorie, pentru că fără actul sexual în afara căsătoriei nu puteai să ajungi în punctul ăsta. Dar în ziua de astăzi femeia nu mai este dependentă financiar de bărbat, avem analize la tot pas, avem medici, avem soluție pentru orice și cam dispare. Dacă ar fi să ne uităm la lumea în care trăim și la realitatea în care trăim, sexul înainte de căsătorie nu prea mai e. Are motivație așa puternică. Daniel, ajung la tine și te întreb, cum le împăcăm pe amândouă? Pentru că cum putem fi niște buni creștini, dar în același timp foarte ancorați în realitate?
În primul rând, aș permite să spun următorul lucru. Ionica, tu ne auzi ce vorbim da, în platou. Da, vă aud, sunt așa. Aici. Așa, mă bucur ce ai vorbit și sunt bucuros că suntem împreună în platou pe linia asta virtuală. În primul rând, Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere prin aceste timpuri moderne. Să nu credem lucrul ăsta. La un moment dat, Ionica spune un lucru foarte interesant. Dacă cineva s-a culcat cu o femeie, s-o ia de nevastă, este înainte de căsătorie sau după căsătorie? Acest înainte și după este o chestie pe care noi o calculăm. Însă, este foarte, foarte bine conturat căci cel care a avut această comunicare, o comunicare specială. În altă ordine de idei, cred că punem presiune prea multă pe sex. Punem prea multă presiune pe sex. În 24 de ore, nu știu ce se întâmplă într-o viață de om în care nu 23 de ore stăm într-o activitate sexuală. 2. Să nu credeți că Dumnezeu care a construit omul n-a avut în vedere elementul acesta de potrivire. Potrivire pentru că elementul edenic al lui Adam și Eva, să știți că Adam și Eva, sau Adam n-a avut de ales, a ales decât pe Eva și s-au potrivit. Cred că și elementele acestea de potrivire au valențe lor. Într-adevăr, sunt și situații critice în care cei doi conjuncturează anumite lucruri din anumite motive căci nu se potrivesc. Vorbim despre păcat. Ce e păcatul? Vreau să dau definiția păcatului. Te rog. Păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu. Bun. Călcarea legii lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu are 10 porunci, care 4 țin de relația cu Dumnezeu și 6 porunci care țin de relația cu aproapele. Relația cu părinții, relația cu soția, relația de minciună, de a nu comite adulter. Problemele acestea legate de păcat prea le ducem pentru că, încă ceva vreau să spun, înainte de căsătorie și după căsătorie, ceea ce spunea Ionica, iar este un lucru foarte interesant, pentru că bisericile au dogmatizat anumite lucruri din punctul meu de vedere, foarte bine. Au dogmatizat. Asta nu înseamnă că pe Dumnezeu l-a strâns cu cleștele și Dumnezeu a zis, așa este. Nu, dar știi ce este interesant? Este interesant că, practic, cumva, dacă citești foarte bine pasajele biblice, o să vezi că noi ne imaginăm că Dumnezeu este foarte restrictiv în privința asta. Cu toate astea, se pare că nu este atât de restrictiv atunci când vine vorba de relația dintre soți. Greșesc, Ionica? Nu greșești absolut deloc și chiar mă bucur că ai adus îmi place ce ai spus. Partea aceasta frumoasă, luminoasă. Nu știu câți dintre telespectatorii noștri au citit cartea Cântarea Cântărilor, care este un poem erotic atât de explicit, încât nu-ți vine să crezi că face parte din Biblie. Și unii creștini foarte conservatori, când trec pe acolo, ocolesc cartea Cântarea Cântărilor sau o spiritualizează atât de tare încât spun nu, că acolo sunt niște metafore, Dumnezeu nu vorbește chiar atât de explicit. Dar chiar vă încurajez, citiți acasă cartea Cântarea Cântărilor și o să vedeți că nu există nicio diferență între sexul, vorbim tehnic și carnal, da? Între sexul în afara căsătoriei și cel din căsătorie, vorbind ca și calitatea desfășurării lui, da? Deci acolo Dumnezeu ne dă practic un manual, că ai zis în introducere, că am fost foarte atent, că nu întâlnim pasaje explicite cum să se întâmple actul intim în căsătorie. Ba da, uitați-vă, vă rog, în cartea Cântarea Cântărilor și o să vedeți că Dumnezeu oferă un manual de eros acolo, în care ne spune cum să se desfășoare preludiul, aprecierile, poezia și relația dintre cei doi. Cred că i-am făcut curioși pe cei de acasă. Noi avem și un scurt fragment dintr-o emisiune de-a ta, Ionica, unde a fost invitat Iacob Comat,
O să vreau să-l vedem. Nu știu dacă este din Cântarea Cântărilor. O să ne spuneți voi. Haideți să vedem. Da, este de acolo. Este de acolo, da? Da, okay. Sigur. Haideți să urmărim. Ce complimente face el femeii? La ce se uită, citim din Sfânta Scriptură, la ce se uită bărbatul la o femeie? Pentru ca să o complimenteze. Zice așa. 1. Ce frumoasă ești. 2. Ce ochi frumoși ai. 3. Ce păr frumos ai. 4. Ce dinți frumoși ai. 5. Ce buze frumoase ai. 6. Ce gură drăguț ai. 7. Ce gât frumos ai. 8. Ce țâțe frumoase ai. Coboară, descrie tot trupul, practic. Fiecare element îți face câte un compliment. Stați un pic, arătați-mi aici unde descrie că era frumoasă la caracter. Da. Corect. Da. Da. Așa este. Chiar mi-aduc aminte când eram tineri, eram sfătuiți de păstori și de duhovnici să nu ne uităm atât de mult la frumusețe, să ne uităm în primul rând la caracter. Însă, ceea ce spunea părintele este cât se poate de clar că ceea ce te atrage la un bărbat sau la o femeie, vorbim de ambele sexe, da? Este trupul, asta este ceea ce izbește ochiul în primul rând. Asta l-a atras și pe Adam. Zice, asta este carne din carnea mea și os din oasele mele. O expresie cât se poate de carnală. Nu vorbim aici de alte poezii științifico-fantastice, da? Carnea l-a atras pe Adam. Așa că ceva de adăugat, da, frumusețea atrage ochiul, dar caracterul păstrează relația pe termen lung pentru că nu merg una fără cealaltă. Adică corect. Tine deci o persoană sau un bărbat. Nu dăm în derizoriu partea cealaltă. Însă asta spun că de multe ori a fost adusă spre păcat carnea. Dom'le, tot ce ține de carne este păcătos? Nu. În cadrul stabilit de Dumnezeu este cât se poate de admis și de dorit lucrul acesta. Exact, pentru că am întâlnit deseori ideea că plăcerea sexuală reprezintă un păcat, că sexul este cumva făcut doar pentru procreare. Nu este adevărat. Da. Nu Dumnezeu a lăsat acest mod de comunicare profund dintre soț și soție în cele mai interesante și vă dați seama că Dumnezeu a creat. Dumnezeu a creat să... Bun, și atunci de unde vin ideile astea? Pentru că sunt foarte mulți, chiar și tineri, care privesc plăcerea sexuală ca fiind ceva rușinos și murdar. Păi sunt fricile, sunt frustrările, sunt fel și fel de credințe care sunt dogmatizate într-un mod ironic de multe ori și pur și simplu sunt făcute după limita gândirii umane. Da. Și nu-L lasă pe Dumnezeu, așa cum spunea Iacob din Cântarea Cântărilor, exact ce a lăsat Dumnezeu. Bucură-te, mă, de ce este. Bucură-te de ce ai. Eu ți-am făcut-o pe Eva, mă, nu a apărut din cer. Și bucură-te pentru că această creație a bărbatului, și când vorbesc de creație, de la degetul mic până la cap, la bărbat, de la cap până la degetul mic la femeie, totul El a pus. Nu din greșeală. Nu. Și toate au fost puse cu sens și cu bucurie. Da. Întrebai de unde vin credințele astea pe care le avem vis-a-vis de actul sexual în sinea lui și cred că vin inoculate cumva din generație în generație, pentru că adolescenții, până să ajungă în punctul în care să cunoască ce este un act sexual, mai ales femeile, fetele, au tot felul de predici. E păcat să faci act sexual, e rușinos, băieții vor să se folosească de tine, nu cumva să ajungi să faci chestia asta. Și cumva oamenii se așteaptă ca toate credințele astea să dispară după căsătorie. Dar dacă ai băgat unei tinere, da, unei fete în cap 2 ani, 3 ani, 5 ani, peripit, fraze de genul acesta, nu te aștepta ca momentul în care ajunge să facă sex în cadrul căsătoriei, da, sau nu numai, da, să fie foarte deschisă, să fie foarte dezinhibată. Toate fricile acelea rulează undeva la nivelul de inconștient, știi, și te trezești că, dar de ce nu este sexul atât de important pentru unele persoane? Vin să remar lucrul acesta vis-a-vis de larghețea lui Dumnezeu vis-a-vis de sex, dar și cu granițele pe care Dumnezeu le pune. Pentru că Dumnezeu a pus niște granițe. Avem granițe, apropo de asta, avem granițe și în cadrul căsătoriei între soț și soție? Nu. Există granițe. Nu există granițe între soț și soție. Există granițe ca și cuplu.
Alea clar, nu. Mă referam aici strict din punct de vedere al relațiilor intime. Măi, uite cum am foarte multe consilieri premaritale și în momentul când ajung la o discuție în problema aceasta, în care secretizăm foarte mult căsătoria și are nevoie fiecare cuplu de secretizarea căsătoriei, inclusiv de discuțiile lor, inclusiv și cel mai important este relația intimă care trebuie secretizată, aici, în ochiul acela, în camera aceea, nu intră decât Dumnezeu. Nu intru eu, nu intri tu, nu intri tu, nu intră nimeni. E problema lor și relația lor. Cătălina nu e de acord. Pentru că în felul ăsta sunt oameni care chiar împiedică probleme din punct de vedere sexual în relația de cuplu și n-au curajul să le vorbească cu nimeni. Și așa se întâmpla înainte. Adică ei săraci erau nesatisfăcuți, habar n-aveau ce înseamnă la un act sexual, că nu întreba nimeni. Eu sunt de acord ce spui. Și în momentul dar în care tu nu vorbești iese secretul de acolo în momentul când sunt probleme. Dacă nu vin la tine, că ei nu au probleme, dar nu trebuie să le căutăm noi problemele lor. Păi da, dacă nu se vorbește despre sex în cadru mai larg, da? Oamenii nu să aibă curajul să aibă o deschidere foarte mare din punctul ăsta de vedere. La consilierea premaritală discut toate problemele acestea. Nu mă refer la asta. Eu zic în general, nu la dumneavoastră, că sunt sigură că dumneavoastră nu faceți asta, dar în general, cred că e important să vorbim despre ce înseamnă actul sexual, ce implică, cum se face. Adică trebuie să educăm, că n-au cum, de unde să învețe? Dacă noi nu învățăm, ori să se uite la filme porno, da? Asta e la cel mai de mână. Da. Și ori să-și facă niște păreri care nu sunt tocmai ortodoxe, ca să zic așa, și o dăm din lac în puț, știți? Adică... Da, ați atins un aspect foarte important și cred că nu se contrazic cele două opinii. Ideea este că, da, trebuie discutat despre actul intim, dar nu despre ceea ce faci tu în actul intim. Pentru că acolo sunt lucrurile diferite. Sunt unii atât de dornici să exprime tot ceea ce fac acolo și se duc la mama, la tata. Păi nu există așa ceva. Acolo trebuie să rămână. Dacă ai probleme sau anumite disfuncționalități, ale trebuie discutate. Măi, uite, ce se întâmplă? Din ce cauză nu funcționează relația noastră? Și atunci trebuie să te deschizi spre un specialist, spre un duhovnic sau spre cineva care te poate ajuta să te deblochezi din acele limite ca să fii împlinit din punct de vedere sexual. Corect. Și având în vedere că mai avem doar 2 minute până la pauză și știu că tu astăzi venind spre București ai compus ceva. Chiar uite, sunt curios să audă și Cătălina despre ce este vorba. Și din punctul meu de vedere, asta este, din ceea ce ai scris tu, rezultă imaginea unui bărbat împlinit pe toate planurile. Da, am scris câteva versuri intitulate Nu știu cum se plictisesc unii de o femeie. Eu unul am fost prins în vraja ta, mă ții strâns, mă ademenești cum doar tu știi, mă chinui cu discreție și cu îndrăzneală, mă trântești în plăceri, apoi îmi dai drumul, iar o iei de la început și totuși altfel. Mă surprinzi mereu când cred că mă satur, îmi arăți că de fapt mai vreau și nu mi-ajunge o viață să-ți cunosc trupul, sufletul, dorințele neastâmpărate și dragostea ta, ce mă fură tandru sau pătimaș, încât nu mai doresc nimic decât jocul infinit alături de tine. Mai avem ceva de spus? Excelent, Ionică, ești tare! Îmi place! Deci ne-ai lăsat fără cuvinte motiv pentru care luăm o scurtă pauză și revenim.
Am revenit în direct, am băut un pahar cu apă, ne-am mai revenit un pic după poezia lui Ionica. Înainte de a merge mai departe și de a discuta un pic și despre cealaltă latură, latura medicală, latura socială a lipsei de sex, aș vrea să mai vedem un filmuleț cu Iacob Coman, tot din emisiunea ta, Ionică, și aș vrea să-l comentăm un pic. Nu o lași pe ea pentru că ea e vinovată. O lași pe ea pentru că tu nu ești iertător. Și zic, uite, vorbim ca între bărbați, nu? Eu n-am fost în viața mea la o casă de toleranță. Nu știu ce e acolo, abar n-am. Dar așa, din imaginație, din cum povestesc unii, mai citești din știri, mă gândesc cam ce e acolo. Sau am mai văzut vreo scenă în vreun film de ăsta cu cowboy sau, mă rog, în sfârșit, da. Și zic că, păi, dacă te duci acolo la, zic așa, după cum te gândești tu, dacă te duci la o casă de toleranță, îți place? Prima dată se rușinează. Dar după aia, recunoaște, cum să îți placă ca bărbat să te duci? Femeia acolo? Păi, pleacă de la premisa asta. Că iubești o curvă. Dar nu te ridica deloc de aici. Nevasta mea e o curvă pe care o iubesc. Și niciodată în viață nu mai ai probleme. Și orice mișcare care se face este pe plus. Și o să-ți dai seama peste ani că ea n-a fost niciodată ce ai crezut tu. Da. Ionică, s-am văzut reacția. Da, e foarte profund ce spune părintele acolo, pentru că sunt foarte multe relații care se destramă pe temeiul acesta că nu pot să treacă peste infidelitate și așa mai departe. Nu vreau să dau rețete la nimeni, însă este o dimensiune pe care a subliniat-o și la care ne putem gândi. Bun. Vis-a-vis de ceea ce înseamnă relația intimă. Este mult mai dinamică decât am fost noi obișnuiți. Influențează educația religioasă înțelegerea individului despre propriul său corp și sexualitate? Aș vrea un pic aici să intru, că am vrut să spun, dar n-am vrut să întrerup. De unde vin multe din prejudecățile noastre infuzate în biserică și în dogmatică, foarte multe vin din filozofie, care a avut o influență foarte puternică asupra stabilirii dogmei, pentru că mulți din părinții bisericești și din cei care se converteau la creștinism veneau din sfera păgână, din filozofie, unii chiar au fost filozofi și în felul ăsta au influențat creștinismul, strecurând ideea că trupul în sine este păcătos, că n-ai cum să devii sfânt, curat, dacă tu ai relații intime, dacă tu ai acte sexuale, chiar cu soția, da? Atenție! Și atunci, pentru că nu poți atinge perfecțiunea și sfințenia în trupul ăsta care este păcătos în sine, asta e idee filozofică, nu biblică, subliniez, atunci tu nu ai decât o speranță în mortificare, adică ori îți chinui trupul să scapi cât mai repede de el, ori te ferești de plăcerile astea trupești toată viața ca nu cumva să păcătuiești și să-i fii plăcut lui Dumnezeu, lucru care nu este corect, nu este biblic. Și încă o specificare vreau să fac. Domnul Hristos vorbește vis-a-vis de relațiile sexuale de trei tipuri de oameni. Unii care s-au făcut fameni pentru voia lui Dumnezeu, e alegerea lor să rămână caști. Doi, alții au fost făcuți fameni, chiar se practica în antichitate lucrul ăsta. Și alții, spune pur și simplu, se nasc așa, cu incapacitatea de a avea relații sexuale. Dar trecând de excepțiile acestea, tot ce este în cadrul lăsat de Dumnezeu este absolut legitim. Trupul ăsta este la fel de sfânt cum este sufletul meu, pentru că Dumnezeu l-a creat.
și tot ce se întâmplă în actul intim este sfânt, pentru că Dumnezeu a creat sexualitatea și relația dintre cei doi. Bun. Eu vreau să înțeleg următorul lucru, pentru că sunt perfect de acord cu ce s-a discutat în seara asta aici. Însă, mai intervine un lucru extrem de important. Sănătatea noastră, sănătatea fizică, sănătatea mentală. Și știm că lipsa sexului poate afecta această sănătate. Și atunci, dacă până la căsătorie nu avem voie să experimentăm relații sexuale, cum rezolvăm problema asta? Pentru că, apropo de asta, Daniel a avut o emisiune legată de masturbare. De masturbare. Este masturbarea un păcat? Masturbarea nu putem pune ca păcat, dar este un element care poate să construiască un comportament greșit. Greșit în sensul că masturbarea poate să atace imaginea de sine. Imaginea de sine care conduce până la urmă o cădere a noastră. Vis-a-vis de, să unesc ceea ce a spus Ionică cu ceea ce completezi tu, vis-a-vis de iertare, pentru că problema este mult mai profundă aici. De ce spune și Iacob Coman problema iertării? Dumnezeu spune, niciunul dintre voi nu este fără de păcat. Iar relația cu Iisus Hristos a noastră, pentru că noi am păcătuit împotriva lui Iisus Hristos, noi am comis adulter. Practic, am păcătuit. E, Dumnezeu vine și ne iartă. De asta zice, cum eu sunt iertător la infinit, așa și voi să fiți iertători. Și iertare este un element divin. Lucrurile sunt mult mai profunde decât le putem strânge noi în câteva minute. Cătălina nu se putea abține la un moment dat. Da. Pentru că din punctul meu de vedere și din nou zic, nu aruncați cu pietre, nu mă puneți la zi, dar masturbarea nu este ceva greșit, dimpotrivă, în momentul în care vrei să experimentezi o plăcere sexuală cât mai profundă, important ar fi în primul rând să te cunoști tu, să-ți cunoști tu corpul, să știi tu cum reacționezi, pentru că degeaba speri ca cineva să-ți satisfacă nevoia dacă tu habar n-ai ce-ți place și ce nu. Da, poți să descoperi prin intermediul celuilalt, dar în momentul în care celălalt lipsește, mai ales o perioadă lungă de timp, s-ar putea să rămâi în o necunoscută. Da. Și cred că masturbarea este un lucru benefic atât pentru bărbați cât și pentru femei, cu sau fără partener, pentru că, din nou zic, nu aruncați cu pietre în mine. Nu, e foarte important să vorbim știi zonele... Vorbim pe planuri diferite. Da, fii atent, da. Cătălina. Eu vorbesc despre o agresiune a trupului nostru. Să știi că am foarte, nu foarte mulți, mulți vin la terapie zicând nu mă mai suport, nu mă mai suport. De ce? Pentru că mă iubesc pe mine însumi. Eu nu vorbesc de elementele că sunt băieții săraci în Ucraina de 2 ani de zile și sunt fără femeie acolo. Nu vorbesc de ei. Vorbesc de un comportament nociv care vine repetitiv. Să nu catalogăm chiar nociv, pentru că mă face să mă simt prost. Nu e vorba că te iubești atât de mult pe tine. Adică... Bă, e bine să te iubești pe tine. Acum depinde cât o luăm la propriu chestia asta. Adică... Nu văd a fi o problemă masturbarea, dar adică nu e vorba de iubire de sine, e vorba de autosatisfacere, care îți dă o senzație de bine. Atât timp cât nu interferează cu actul sexual dintre cei doi parteneri, adică nu îl privează pe celălalt de actul sexual, nu îți creează niște așteptări nerealiste, nu duce la a nu mai fi satisfăcut, nu văd unde ar fi problema. Uite, nu săptămâna adică trecută, acum câteva zile bune, vine un cuplu și spune, domnul Duță, o dată pe an fac sex cu soțul meu și sunt deosebit, iar el permanent se masturbează la computer. Asta zic, atât timp cât nu interferează cu activitatea sexuală din relația de cuplu. Păi da, Daniel, da. El face chestia asta, adică nu mai are relații cu ea din cauza chestii astea, sau face chestia asta ca o consecință a faptului că nu mai are relații cu ea? Ea era nemulțumită. Păi ea era nemulțumită, dar ea avea pornire către chestia asta?
Adică ea și-ar fi dorit să facă sex mai des dorit, cu... Da, și-ar fi dorit. Dar și făcea ceva în sensul ăsta? Adică iniția niște... Da, a făcut. L-a obligat pe el să vină la consilieră. Da, probabil despre ce e vorba acolo este despre o dependență de pornografie, care într-adevăr poate duce la nu mai avea activitate sexuală în cadrul relației de cuplu, pentru că bărbatul nu mai simte excitare în momentul în care are parte de o partidă de sex normală, pentru că imaginația lui este că o partidă de sex are loc cum are loc în filmele porno, lucru care nu se întâmplă aici niciodată. Aici sunt de acord cu ceea ce spui, adică Cătălina, și este adevărat, pentru că mergem în virtualul nostru și ne ascundem acolo și uităm să venim jos acolo unde pe lângă lucrul acesta, să știi, o chestiune vis-a-vis de relația de intimitate, de foarte multe ori le spun la cupluri înainte de căsătorie, ai grijă, cele mai multe abuzuri nu sunt în afara căsătoriei, ci sunt în căsătorie. Exact. Da. Și vorbeați mai devreme despre dacă sexul în cadrul căsătoriei poate fi considerat păcat sau înainte de căsătorie. Sexul cred că poate fi considerat folosit ca și păcat în momentul în care îl folosești cu intenții negative, să manipulezi, să pedepsești. Adică se practică chestia asta, adică că te privează de sex pentru că ai supărat-o acum două zile. Nu este corect. Nu amendezi partenerul pe linia aceasta. Ionica, nu amendezi. Vezi, toți am reacționat când a zis. Ionica a început să râdă, tu ai zis nu e corect. Sau îl folosești sexul, actul sexual, ca manipulare. Îți dau actul sexual pentru că știu că în urma actului sexual tu o să-mi satisfaci știu ce nevoie. Îmi dai cardul și mă duc la shopping 3 zile și nu mai vin acasă. Adică am exagerat. Dar cred că ăsta e păcat. Adică să folosești un lucru care ar trebui să fie despre conectarea dintre cei doi parteneri ca și metodă de pedeapsă, de manipulare, de șantaj. Bun. De... Ne alergă timpul și de-aia vreau neapărat să ajungem și la partea aceasta. Lipsa sexului creează probleme medicale, o știm cu toții. Și atunci, dilema e următoarea. Pentru un tânăr care vrea să respecte cuvântul lui Dumnezeu, vrea să se păstreze până la căsătorie, în același timp e destul de dificil să se păstreze până la căsătorie și nu are informații suficiente. Și acum am venit și cu asta cu masturbarea și nici asta n-a fost clară dacă are voie sau nu are voie. În același timp vrea să fie și sănătos din punct de vedere psihic și fizic. Cum face chestia asta? Pentru că privarea de sex, sau mă rog, sexul în sine, știm că îți ține mintea limpede, îți antrenează mușchii. Adrian, până la căsătorie. Până la căsătorie. Dar ce înseamnă căsătorie? Păi da, dacă omul se căsătorește la 30 de ani, 40 de ani, aia zic. Uite, ce face până m-au sunat acum câteva persoane de 60-70 care vor să vină la Târgu Mureș pe 13 și, deci, vorba de căsătorie, e vorba de o vârstă. Perfect, dar se presupune că persoanele respective nu sunt virgini și virgine la 60 de ani, adică să fim serios. Nu, au fost căsătoriți majoritatea. Da. Na, deci aia zic, nu se pune problema asta, dar pentru un tânăr care încă nu și-a început viața sexuală, ce face? Și are 20 și ceva de ani și poate n-are de gând acum să intre într-o căsătorie. Tânărul ăla sau tânăra aia rămâne... De asta consider că n-ar trebui să băgăm oamenii în cutii și să le dăm voie fiecăruia să fie, să se simte liber și normal în pătrățica lui. Pentru că atât timp cât nu faci rău nimănui, n-ar trebui să aduci asupra ta niște prejudecăți. Te bate Dumnezeu, este păcat, arzi în flăcările iadului. Dacă ție îți face bine lucrul respectiv și nu faci rău nimănui, nu văd de ce ar trebui să ne spună cineva din exterior ce este bine pentru noi și ce nu. Ionica, tu îmi vorbeai zilele trecute și de un documentar pe care l-ai văzut referitor la tratarea isteriei. Apropo de tratarea isteriei. Da. Nu știu să-i dau acum numele, însă citeam un articol legat de apariția unor instrumente de autosatisfacere la femei pentru tratarea nevrozelor. E vorba de vibrator, da? E adevărat că sexul aduce un echilibru hormonal. Nu sunt specialist în asta, vorbesc în termen general și nici nu vreau să iau pâine medicilor și a psihologilor. Și aș vrea să privim dincolo de aspectul ăsta al condamnării, să vedem într-un cadru mai larg problema. Sexualitatea nu a fost făcută pentru a fi practicată singular.
Deci, în esență, ea este făcută ca să fie practicată între două persoane, da? Pentru că atunci ai schimbul emoțional, contactul fizic, atunci te vezi în celălalt, te găsești în celălalt. Asta este varianta ideală, în care să te bucuri împreună cu celălalt. Acum că există anumite excepții, există anumite situații în care lucrul ăsta nu este posibil și aici este de discutat. Faptul că acum tinerii nu se mai căsătoresc atât de timpuriu și asta este o problemă sau nu, și o altă speță de discuție. Pentru că este una să te căsătorești la 20-25 de ani și este cu totul altceva să te căsătorești la 40. Avantaje și dezavantaje și aici. Dar în esență, sexul a fost făcut să fie practicat între două persoane, ca să existe relație, că de asta vorbim de relație. Celelalte, nu știu, pot fi catalogate ori ca tabu, ori ca excepții, ori ca alte elemente, da? Dar nu ăsta este idealul. Este clar. Daniel, ce-i sfătuim pe tinerii care se află, revenind la întrebarea de mai devreme? Să știi că a avut Cătălina o zicere foarte frumoasă. Nu intrăm în cutia lor și nu-i băgăm în cutie. Fiecare are, să zic așa, atâta libertate de a vorbi cu Dumnezeul, cu Dumnezeu, și lucru el și îl decide singur. Corect să nu intru și nu este corect, da, nu este corect să intru în cutia lui și să-i spun fă asta sau asta. În momentul când vine, înseamnă că este o problemă la el și atunci intervin. Dar atâta timp cât el se simte bine cu el și are relație specială cu Dumnezeu, este treaba lui ceea ce face și nu mă interesează ce este în cutia lui. În momentul când el nu se simte bine. Și am întâlnit oameni care nu s-au simțit bine datorită situației respective, că ajunseseră să-și coboare imaginea de sine datorită acestui act de masturbare care era foarte, foarte des. Foarte des. Și până la urmă lucrurile au avut, să zic așa, GPS-ul lor și în acest comportament. Pentru că respectiva persoană nu era un no-name, era un doctor, să spun așa, printre alții. Și a zis, nu mai mă suport pe mine, haide să găsim un GPS. De ce? Pentru că omul acela se conecta la Dumnezeu, se conecta la biologia lui, se conecta la viață și a încercat să-și găsească. Și împreună am găsit GPS-ul vieții lui și pe linie de intimitate individuală și de autosatisfacere. Uite acum, în timp ce vorbeai, mă gândeam la un lucru. Când am început emisiunea, am spus așa, că să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială pentru un timp. Ce se întâmplă atunci, într-un cuplu, atunci când unul din parteneri este religios și ține cont foarte strict de scriptură, iar celălalt... Nu, de niște prejudecăți vis-a-vis de scriptură. De niște prejudecăți, că am stabilit și chestia sau asta. Sau interpretări ale scripturii. Corect, corect, corect. Să nu punem scriptura unde nu trebuie. Bine, da? Punctat, corect. Și celălalt partener care n-are, nici nu vrea să audă de așa ceva. Cum mediem situația? Păi, în primul rând, Adrian, ei de la început au știut lucrul acesta. Când unul era de o linie, celălalt de o linie... Să știi că sunt situații când se mai întâmplă chestia asta și ulterior. Sunt, că am avut la consiliere, sunt și nu, s-au înțeles și... Hai să zic, astea când știu de la bun început, acolo e altceva. Dar când lucrul ăsta se întâmplă de la un punct încolo, după ce ei s-au căsătorit, cumva e mai greu de gestionat. Dacă vreți să aprind focul. Pentru că sunt situații în care se spune nu ai voie să faci sex în timpul zilei de odihnă, în sabat. Și omul respectiv al nostru, care nu era adventist, muncea la mină și el venea decât sâmbătă seara acasă și vine supărat la preot și zice, domnule, păi da, stai puțin, eu 6 zile stau și muncesc și vin a 7-a și fac pauză. 6 zile pauză și a 7-a pauză. Cum ne găsim noi? Da, sunt situații... Și chiar cum a rezolvat? Cum s-a rezolvat? S-a rezolvat. Cum? E problema lor. S-a rezolvat.
Adică eu nu găsesc un Dumnezeu atât de restrictiv, nu găsesc un Dumnezeu atât de înghesuit în anumite dogme. Bravo. Și de fapt asta vreau să fie concluzia acestei seri, pentru că noi, exact cum am spus și la început, ne închipuim mai mult decât este în realitate și avem senzația că suntem mai ținuți așa închiși și sub un control strict decât este în realitate. Și toate astea din cauza unor interpretări greșite, din cauza unor filozofii înțelese greșit, cum povestea și, cum povestea și Ionică. Că, din păcate, nu mai avem decât un singur minut. Aș vrea să reținem așa. Sexul nu este păcat. Nu. Poate, conform Scripturii, este păcat înainte de căsătorie, dar într-un cuplu... Aș prefera să spun că este... Nu, înainte de căsătorie, nu neapărat că e păcat. Pentru că spune clar, dacă te-ai culcat cu cineva, ia-o de nevastă. Și Dumnezeu, vezi prin... Doamne, Daniel... Nu vreau să vorbim noi asta după emisiune. Că-mi vin niște întrebări în cap acum. Câte soție trebuia să ai, nu? Da, ceva de genul ăsta. Dar asta vreau să spun, că în cadrul căsătoriei ne putem iubi soțiile, soții, putem să facem tot ceea ce ne dorim. Atât timp cât este consimțământ din ambele părți. Atâta timp cât este de comun acord, bineînțeles, atâta timp cât ne dorim asta și dacă toate lucrurile astea funcționează așa, păi atunci nu mai avem nevoie nici de pornografie, nici să privim în afara căsniciei, dar, aici vine și un mic amendament, astea țin și un pic de noroc, dacă e să păstrăm chestia asta cu sexul după căsătorie sau, mă rog, experimentăm înainte și o luăm de nevastă sunt după. Sunt de acord, Adrian, sunt de acord. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența în această seară. Mulțumim și celor de acasă care ne-au trimis mesaje, n-am apucat să citim. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă dăm întâlnire, Daniel și cu mine, lunea viitoare la Experți în Sentimente de la ora 21, iar mâine seară de la 21 aveți o ediție specială prezentată de colega mea, Flori Stoian. Până data viitoare, aveți grijă de voi! Emisiune susținută